mulțumim foarte mult pentru acest premiu. Suntem foarte mândri și emoționați, pentru că este cel de-al doilea an consecutiv în care utilizatorii români ne onorează cu această poziție. Pentru noi la Samsung, inovația este deosebit de importantă. Acum ne întrebăm ce înseamnă inovația astăzi. Vedem cu toții că își lucrăm în industrie. Oamenii de regulă sunt entuziasmați din primul moment când ceva nou apare, ceva nou, interesant. Însă ce se întâmplă apoi? Ei vor alege întotdeauna inovația care este relevantă pentru ei, utilă în viața de zi cu zi. Și practic poziția de astăzi de pe acest top ne confirmă că utilizatorii noștri au apreciat eforturile noastre de a le duce inovație relevantă, utilă, care să le schimbe viața. Fiecare alegere a lor, fiecare mic pas înainte, ne ajută să avem o viață un pic mai bună și credem că până la urmă acesta este rolul inovației adevărate. Cum am ajuns să ne dăm seama noi de ce își doresc astăzi consumatori? Am întrebat utilizatori din întreaga lume. Am constatat un fapt aparent surprinzător, că oamenii nu își doresc neapărat tehnologii foarte complexe, ca din filme SF. Ei își doresc să se concentreze pe aspecte esențiale din viața lor, iar inovația trebuie să îi ajute acolo. Și pentru aceste aspecte au nevoie de informație, de inovație la cel mai înalt standard. Deci, practic, asta caută consumatorii noștri acolo. Acum n-aș vrea să vorbesc foarte mult despre un produs anume. Cum spunea și colega noastră de la Unlock Research, astăzi, spre exemplu, rolul unui smartphone este tot mai mare. Este un device care ne însoțește clipă de clipă. Și astăzi, ne așteptăm de la un smartphone să ne ofere nu numai posibilitatea de a sta conectați cu cei apropiați nouă, ci și să ne protejeze, să ne ofere mai multă libertate de mișcare, să ne susțină într-un stil de viață activ. Mai departe, un smartphone ne ajută să controlăm mai bine și alte device-uri inteligente din casa noastră. Practic, aceasta este o inovație, o tehnologie, să spunem, aparent simplă, pentru că ea este firească, ne ajută să rezolvăm aspecte din viața noastră și să ne îmbunătățim în viața. Practic, dorim și în continuare să oferim astfel de inovație relevantă utilizatorilor noștri în toate categoriile de produse în care suntem prezenți. Vă mulțumim mult încă o dată și mulțumim și utilizatorilor care ne-au votat și promitem să oferim în continuare suficiente motive de a rămâne alături de noi. Mulțumim! Dacă aveți întrebări pentru Mihaela Stănoiu. Vă așteptați, Mihaela? Ne doream foarte mult. Da. Ne doream și ne bucurăm că suntem aici. Da. Mulțumesc mult și felicitări. Mulțumesc. L-am invitat alături de noi astăzi și pe neamul general Google, tocmai pentru că ai fost un new entry în acest top și pentru că este direct pe locul 4. Pe partea de platforme este direct pe locul 1. Dacă avem totul separat, gadget-ul și platformă. Cum mi se pare? Deci avem și un loc întâi. Aveți și un loc întâi, da. Aveți și un loc întâi la platformele online, da. Mulțumim mult. Spun că... Mă gândeam, apropo de ce mai iubit brand, am aflat puțin mai devreme că orice consumator este ca și soția. Și vorbim pe căpura, e veste bună. Înseamnă că suntem iubiți de soție. De asemenea, am învățat că o relație încet, încet se transformă în încredere. Și trebuie să ne gândim cum facem să rămânem în zona iubirii, pentru că probabil că este un loc mai preferat. Ne luăm un test, doar lansăm un produs nou, un test să ne dăm seama dacă merită sau nu să investim. Și se numește testul căriuței de dinți. Are șansa să fie utilizat de fiecare om de pe lume de cel puțin două ori pe zi? Dacă da, atunci merită. Nu știu de multe despre relații de dragoste cu căriuța de dinți, cel puțin nu că suntem mici în moartea cer,
mai târziu probabil că, că da. De asemenea, acum puțin mai târziu aici, și nu e prima dată când aud referitor la tehnologie, pusă în perspectiva unui sistem care ne schimbă viața și ne afectează major și unde este viitorul nostru, roboții, o veșnică întrebare, roboții sunt făcuți ca să ne ia joburile? Bineînțeles că da. De-aia îi face. Joburile. Se fac acele joburi care nu sunt potrivite unui om și pentru care un om ar putea să-și folosească timpul mai creativ, mai valoros, să-și pună în valoare pură pe care le avem noi ca, ca oameni. În final, nu sunt decât niște simple unelte, indiferent de care vorbim. Fiecare din noi, probabil, acum avem un smartphone în, în față. Și interesant, tehnologia vine în intimitatea noastră, în obișnuit cu ea. Ați uitat iconul, iconița care simbolizează aplicația telefon. Ați văzut cum arată? Bine, chiar în întâmpinarea noastră, mă gândesc un copil că se câți bani și se va uita la acea iconiță care simbolizează telefonul și nu mai vede nicio relație între de ce, de ce arată așa această iconiță. Sau un lucru de cărți. E-book. V-ați jucat cu un e-book? Da. Îl duceți pe tabletă. Îl duceți când dăm pagina. Avem exact aceea senzație pe care am dat-o cu o pagină cu care noi suntem obișnuiți, că ne-am născut cu ea. S-ar putea ca generațiile care vin în continuare să nu înțeleagă de ce este neapărat acel lucru. Cum vedere ca și tatăl, pentru petiția mea, citește oricum. Citește tipărit pe hârtie, citește în versiune electronică, întinsă în picioare, cum vrei, citește, tatăl îmi citește, este, este ok. Dar pentru noi ca generații, există un moment de inflexiune. Pentru noi acum, telefonul care avem în buzunar, nu putem să mergem. Dacă nu simțim acel telefon în buzunar, nu este în regulă, avem nevoie de el, nu? La vorba de îmbrăcat, disperarea dacă ieșim dezbrăcat sau fără telefon, care e mai mare? Care e momentul de inflexiune între generații? Când ceva ce este nice to have se transformă într-un must to have? De mult reușim la acest moment să primim această tehnologie ca un lucru firesc, care nu face decât să ne facă viața mai ușoară. Și înțeleg că aici, în sală, avem, în primul rând, oameni de, de marketing. Sau de, de mobile, nu? Ca un impact major. Și noi am tot spus de ani de zile mobile. Nu mai spunem mobile. Spunem multi-screen. Pentru că, de fapt, fiecare din noi, la acest moment, interacționăm prin internet cu câteva ecrane. Ce contează dimensiunea lui? Ce contează unde se află? Mai merg către un calculator pentru a colecta informația. Și sunt deja câteva ecrane bine stabilite în viața noastră. Dincolo de calculator, este și telefonul, este și tableta, televizorul începe să fie din ce în ce mai mult, ne gândim la un al cincelea ecran care este în mașină, dar nu numai, nu? Am văzut mai devreme niște ochelari. Și a fost o discuție despre Google Glasses. Mulțumesc pentru feedback. Dar pentru că așa lansăm noi produsele. Aruncăm în o versiune care este funcțională și ascultăm, să vedem feedback-ul. Ar fi arogant să considerăm că știm ceea ce vor oamenii să, să folosească. De exemplu, un feedback pe care l-am primit acolo de Google Glasses, nu știu că îmi pare rău că n-am avut cu mine. Cei dezamorsați de mult intențiunea aia, puteam să, să aduc să-l vedeți. Este aici pe dreapta. Da? Numai un ecran, ci este o proiecție directă retină. Și pe partea dreaptă este acea mică prismă care proiectează imaginea. Și am citit pe Facebook o postare cuiva care testa și din păcate avea o problemă cu ochiul drept. Și nu înțelegea de ce facem doar pe partea dreaptă toată tehnologia și nu și pe partea stângă. Dar să putem să ne întoarcem. Dar, oare, sincer să vă spun, principalul feedback care a fost legat de Google Glasses a fost referitor la privacy, la intimitate, încălcarea intimității. Era nu știu cum în acel filmuleț exact acest punct l-a spus în evidență. Faptul că mă întâlnesc cu cineva și de la știu cu cine stau de vorbă, cunosc preferințele. Știți conferințele TED? Este una recentă care vorbește foarte interesant. Nu văd într-o lume în care aceste informații nu sunt undeva ascunse, ci oamenii de bun benevol, de bună voie, ce mai intime gânduri pe care le au.
despre lansarea unui business, în acest moment, nu vorbim de science fiction, care îi permite, pe baza analizei tuturor datelor care sunt acolo și unor semnale, să identifice nu numai preferințele, ci lucruri ce țin de caracterul persoanei respective. Și businessul respectiv, ideea de business era să meargă și să vândă această informație unor companii care vor să angajeze. Și odată cu aplicația respectivului, să vină la pachet și acel profil care este generat. Nu suntem capabili la acest moment să ne dăm seama de impactul pe care îl va avea faptul că suntem atât de deschiși în a împărtăși toate gândurile noastre. E o realitate? Absolut, în mod cert. E rău că pot să folosesc anumite informații în favoarea mea, de exemplu, locația. Dacă vreau să folosesc navigație, de exemplu, cam greu să folosesc navigația dacă n-am ști locația, nu? Cum ajung din punctul A în punctul B și cum mă deplasez în așa fel încât să fiu cel mai eficient și timpul cel mai scurt sau cel mai mic consum, indiferent care este criteriul pe care îl stabilesc. Deci ar trebui să am controlul acestei informații pe care eu o dau. Ar trebui să știu la acel moment și cu acordul meu să fie dată această. Deci când o folosiți în tehnologie anumite servicii care presupun date, urmăriți două lucruri. Unu, știți ce date sunt salvate. Doi, aveți posibilitatea să decideți ce se întâmplă cu ele. Să fie acolo, să fie șterse, sau, dimpotrivă, să le luați și să le duceți la un alt provider. Faceți acest test cu orice companie care vă vede date. În rest, Glassys, credeți-mă, de la prima senzație de wow, după aceea devine boring, după aceea devine util. Nu o să stau niciodată să mă uit la un film pe ecranul ăla mic. Dar din când în când, faptul că am mâinile libere și privirea, cum pot să utilizez un telefon? Numai că mă uit în jos. Dar cel puțin o mână, dacă nu am în două, sunt utilizate. Și o facem des, nu? Și când suntem într-o interacțiune socială în jurul unei mese, de obicei toți avem telefoanele și interacționăm cu cei care nu sunt acolo, de obicei. Suntem ființe sociale, deci trebuie să interacționăm cu mult mai mulți. Putem, într-adevăr, totuși într-o lume a online-ului, să ne definim audiența ceva mai bine. În așa fel încât să fim inclusiv cu un mesaj, nu? Ca oameni de marketing. Am putea, în loc să mergem, hai să facem un test. Câți dintre dumneavoastră sunt pasionați de mersul cu bicicleta pe munte? Perfect, sunt câțiva. Cum aș face eu în mod tradițional? Bărbat între și între, vârsta și vârsta, cel mai probabil undeva o să te intereseze bicicleta și vin către toți care sunteți undeva în acel demografic cu acel mesaj. De fapt, dacă ne uitam în sală cei care au lucrat mine, nu aș putea să găsesc niciun numitor comun. Nu făceam când încercam să devenim un bancher. Dacă citește ziarul financiar, în mod cert, asta este preocupare. Pampers. Ce spus face demografic? Femeie între, nu știu unde să începem, 18, 20 și 45. Când e demonstrat că undeva până la 6% din femei, la un moment dat, pot fi interesate de Pampers. Dar înseamnă că trebuie să există o metodă mai inteligentă de a defini audiența. Atât din perspectiva utilizatorului, care să nu se simte invadat, cât și din perspectiva marketerului. Am progresat puțin cu contextual, apoi am mers puțin în comportament, dar știți, de exemplu, pe YouTube reclamele sunt skippable. Utilizatorul alege dacă se vadă sau nu reclamă. E cumva contraintuitiv către un advertiser, trebuie să-i spui, îți oferă o posibilitate ca mesajul tău să nu fie urmărit de potențialul client. Pentru mine, soluția ideală ar fi să-l legi de canapea, cu ochii larg deschiși, și să mă asigur că vede acel mesaj. Când, de fapt, nu e nimic mai rău decât să transmit mesajul meu cuiva cu lui care nu-l interesează. Și e o neinvitație din partea noastră să vedem că suntem primii care am introdus ideea de reclamă ce poate fi sărită. De fapt, întotdeauna a existat. Pentru televiziune și cum se numește? Mersul la baie. Să iei bere. Nimeni, exact.
nimeni nu se uită la reclamă de bună voie. Cu excepția acelor situații în care de noaptea adevăratorilor de publicitate, cum așa se numea, și te uiți de fapt la acele reclame ca la o creație, un divertisment. În rest, dacă nu-s capabil să fiu relevant în mesaj, nu are niciun sens. Iar pentru că ai vrut, ai să plecezi să arăt mesajul cuiva care nu vrea produsul meu. Și de ce să plătesc acea reclamă? Plătesc doar dacă se uită la ea. Nu mai mult, vreau de audiență. Ce semnal îmi dă cineva care nu se uită la reclama mea? Nu sunt interesat. E ca o întrebare. Te interesează reclama mea? Da, perfect. Nu. Interesează? Nu, mulțumesc. Interesează? Și în felul ăsta îmi construiesc audiență. Pas cu pas. Cu cine vreau și din acel moment nu mai are adevărat de reclama aia, că am înțeles-o, a prins-o. Și îi pune mai departe și oferă un alt mesaj și oferă o altă șansă să testeze, să vadă produsul meu sau serviciul meu. Și mai departe. Putem să facem aceste lucruri. Avem aceste unelte la acest moment. Dacă mi-ați gândit, uitați-vă la tehnologie ca la un set de unelte ceva mai eficiente. Valorile brandului, ce înseamnă comunicarea brandului, de la dragoste sau încredere, apropo de cele dintre brandul, sunt aceleași. Doar cu uneltele sunt ceva mai eficiente. Mulțumesc mult!